Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. Astăzi o să facem împreună o supă cremă de linte. O să vedeți cât poate să fie de delicioasă și cât de simplu se face. Observați că am doar câteva ingrediente aici pe masă. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie pentru a prepara supa noastră super delicioasă. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de 250 de grame de linte roșie, zeama de la o jumătate de lămâie, 4 căței de usturoi, un cartof, un morcov. Aceste legume le vom folosi pentru consistență, o ceapă, pătrunjel, dacă vă place altfel de verdeață puteți folosi, mie îmi place pătrunjelul. Vom avea nevoie de ulei de măsline, aproximativ 2-3 linguri, sare, piper după gust și o lingură de chimion. Dacă nu vă place acest condiment, puteți să nu îl puneți, este acel condiment cu un miros mai înțepător, specific mâncărurilor libaneze, dar dacă nu vă place, puteți să nu îl puneți, nu este nicio problemă. O să vedeți cât de delicioasă poate să fie această supă de linte. Mie îmi place extrem de mult și sunt fascinată de cât de simplu se poate prepara. Și e un aliment de post, vegetarian, foarte hrănitor, bineînțeles, sănătos. Și se prepară cu câteva ingrediente ieftine, accesibile. Bun, mai întâi o să spăl lintea în câteva ape, după care voi toca ceapa, o pun la călit, adaug peste morcovul, cartofii, lăsăm câteva minute, punem lintea, apă și cam atât. Acesta este rezumatul, dar haideți să o luăm pas cu pas. Ceapa este tocată, suntem gata să o punem la călit, am spălat și lintea în câteva ape și acum mi-am amintit că am uitat să vă menționez că această supă se servește cu lipie, da? Cu pâine libaneză, dacă aveți. Noi astăzi avem niște pâine, o să o servim cu ea, că e bună, sau puteți să vă preparați niște crutoane, pentru că e supă cremă. Bun, pornesc aici plita. Ok, nu la foc mare, da, vrem doar să călim ceapa, o lăsăm până devine moale și translucidă, nu vrem să se ardă. Morcovul este aici împreună cu ceapa, pe foc. Să știți că nu e neapărat să îl dați prin răzătoare, pentru că oricum ele toate vor veni la blender, dar se gătește mai repede dacă este dat prin răzătoare. O să tai cubulețe mici și cartoful, iar apoi adaug și usturoiul. Lăsăm pentru că încă un minut să se facă, iar apoi adăugăm lintea și 1,5 litri de apă caldă, fierbinte, eu am aici pe foc pregătită. Punem și usturoiul, mai lăsăm pentru un minut, adăugăm lintea, amestecăm bine și mai lăsăm pentru un minut. Voiam să vă zic că puteți să puneți peste lintea noastră la fiert și supă de legume. Nu este neapărat să puneți apă. Dacă aveți supă de legume în casă, doar zeama, puteți să o puneți să fiarbă lintea în acea supă. Am pus și condimentele peste supița noastră și o vom lăsa la fiert pentru aproximativ 30 de minute. Oricum să știți că lintea are un timp scurt de fierbere. Aveți și varianta în care puteți să fierbeți lintea separat, căliți legumele, iar apoi le împreunați și le fierbeți în același vas. Dar cred că asta e varianta cea mai simplă pentru toată lumea, nimeni nu-și dorește multe vase de spălat în bucătărie. Deci lăsăm 30 de minute, iar apoi la final
punem zeama de la o jumătate de lămâie, dar și aici în funcție de gust, dacă vă place să fie un pic mai acrișoară, puteți să puneți o lămâie întreagă, dacă vă place să fie mai puțin acrișoară sau mediu, în funcție de gust, pentru că și lămâia uneori poate fi mai dulce, alteori mai acră. Da? Și atunci e bine să o gustăm, să ne dăm seama cum ne place nouă cel mai mult și cât mai este nevoie să adăugăm. Supa noastră a fiert, iar acum cu ajutorul mixerului vertical, blenderului vertical, o să mărunțim toate legumele din ea și o să obținem o pastă cremoasă super delicioasă. Scurgem zeama de la jumătate de lămâie și amestecăm bine, bine. Iar apoi suntem gata să savurăm această supă cremă super bună. Doamne, ce frumos miroase! Această rețetă, să știți că a suferit de-a lungul timpului multe modificări și este făcută în mai multe variante, dar cea pe care v-am dat-o eu acum este cea originală. Suntem gata să servim supa, am aici acest vas drăguț pe care scrie supă, o să pun deasupra niște verdeață, am lângă pâniță caldă. Deci ce mai așteptăm? Haideți să o savurăm! Dragii mei, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Am făcut împreună supă cremă de linte, linte roșie. A ieșit o minunăție, da? Am gustat-o, nu ne-am putut abține. Dacă o să vă placă rețeta, bineînțeles că vă invit și pe voi să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez. Și nu uitați să împărtășiți cu prietenii voștri rețeta. Noi ne vedem data viitoare!